Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Claudia și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună unul din cele mai ușoare și iubite deserturi de la noi, chec clasic, moale și pufos. Aceasta este rețeta mea preferată și vă îndemn să o încercați măcar o dată. Haideți să vedem de ce avem nevoie și cum vom proceda. Pentru acest chec savuros avem nevoie de 4 ouă, 60 de ml de lapte dulce, 150 de grame de zahăr tos, 60 de grame de unt topit cu 82% grăsime, un praf de sare, un plic de zahăr vanilat, o linguriță de coajă rasă de portocală sau lămâie, de care vă place, și 150 de grame de făină. Mai avem nevoie de 2 linguri de cacao, aproximativ 15 grame, și 3 linguri cu lapte dulce. Pentru început, dăm drumul la cuptor, îl fixăm la 180 de grade și tapetăm o tavă cu hârtie de copt sau o ungem cu ulei și o tapetăm cu făină. Punem cele 3 linguri de lapte peste cacao și amestecăm bine până se formează ca o cremă. Lăsăm amestecul deoparte și trecem la ouă. Separăm albușurile de gălbenușuri. Întâi ne vom ocupa de gălbenușuri. Adăugăm sarea și amestecăm. Apoi adăugăm zahărul vanilat și coaja rasă de portocală. Amestecăm din nou. Apoi adăugăm și untul topit. Amestecăm bine până se formează o emulsie. Apoi adăugăm laptele. Mai amestecăm puțin și lăsăm și acest bol deoparte. Acum trecem la albușuri. Mixăm cu ajutorul unui mixer, la început cu viteză mică, apoi la viteză mare, pentru aproximativ un minut, până se spumează. Apoi adăugăm treptat zahărul și mixăm în continuare la viteză mare, până se formează o spumă fermă, lucioasă. Această etapă poate dura 3-4 minute. Peste spuma noastră fermă de albușuri, adăugăm treptat din amestecul cu gălbenușuri, mixând cu mixerul la viteza cea mai mică sau amestecând cu un tel, ușor, de jos în sus. Trebuie să amestecăm cu grijă, pentru că trebuie să păstrăm cât mai multe bule în aluatul nostru pentru a crește checul la final. Apoi începem să încorporăm treptat făina cernută în prealabil. Pentru prudență puteți să adăugați peste făină o jumătate de plic de praf de copt, adică 5 grame. În timp ce adăugăm făina, amestecăm ușor, tot de jos în sus, pentru a păstra cât mai mult aer în amestecul nostru. Aducem tava, turnăm 3 sferturi din aluat, păstrând în bol o parte, peste care adăugăm amestecul din cacao. Amestecăm totul până capătă o culoare uniformă. Și turnăm în tavă peste restul de aluat. Și tava va merge la cuptor pentru aproximativ 40 de minute la 170 de grade. Și după 40 de minute, checul meu este gata, arată foarte bine, a trecut și testul scobitorii, îl lăsăm deoparte să se răcească. Haide să vedem și cum arată pe interior. Arată foarte, foarte bine, este bine copt, e umed și foarte, foarte pufos. Are un gust foarte, foarte bun, mie mi se pare că este cea mai gustoasă variantă de chec din toate pe care le-am încercat de-a lungul anilor. Aceasta este propunerea de astăzi și dacă v-a plăcut, dați un like și lăsați-mi un comentariu cu părerea voastră. Abia aștept să le citesc. Poftă bună, dragilor!